10 nou născuți sunt internați în acest moment la Spitalul de Pneumologie Marius Nasta din capitală din cauza reacțiilor adverse apărute după ce au făcut vaccinul anti-TBC, un vaccin importat din Danemarca. Medicii spun că problemele apar chiar și la câteva luni după vaccinarea care se face de altminteri imediat după naștere în maternitate. Copiii internați au între 2 și 4 luni din informațiile pe care le deținem până acum. Gabriela Mihai a încercat să afle mai multe. Gabriela, bună ziua! Ce știi despre starea copiilor în primul rând? Bun găsit. Medicii spun că bebelușii care suferă de TBC ganglionar au fost operații ca să li se curețe zona infectată din cauza vaccinului adus din Danemarca, iar în aceste momente bebelușii se află sub tratament. De altfel, la Institutul Marius Nasta, de la începutul anului și până acum, adică din martie și până în noiembrie, alți 50 de bebeluși au fost tratați după ce au suferit reacții adverse din cauza acestui vaccin importat de Ministerul Sănătății din Danemarca. Iar la nivel național, până acum au fost raportate reacții adverse la alți 115 nou născuți. De altfel, autoritățile estimează că până acum au fost vaccinați cu acest produs danez aproximativ 200.000 de bebeluși. Iar asta pentru că Institutul Cantacuzino nu mai produce vaccinul anti-TBC de 2 ani. Gabriela Mihai, mulțumesc pentru informații. Să aflăm la nivel oficial ce se știe despre această situație. Vorbim chiar acum, suntem în legătură telefonică directă cu Vasile Cepoi, consilier al premierului Victor Ponta pe probleme de sănătate, fost ministru al sănătății. Bună ziua, domnule Cepoi! Salut, Mona, bună ziua! Ce știți despre această situație? Multe cazuri, peste 100, înțelegem, în ultimele luni, de reacții adverse, unele dintre ele, iată, serioase, la vaccinul BCG importat din Danemarca. În primul rând, nu puteam importa vaccin BCG decât din Danemarca, pentru că este singura țară din Europa care are GMP și poate să producă. Și anul trecut s-a folosit același vaccin. Reacții adverse la BCG există și la vaccinul din Danemarca, și la vaccinul din România, și la alte vaccinuri. Dar atât de grave, domnule Cepoi, înțelegem că acești nou-născuți au fost operați. Nu am informații despre cazul. Da, vă rog. Alo? Da, vă ascult în continuare. A intervenit cineva. Nu am informații despre cazul despre care vorbiți dumneavoastră acum. Ce pot să vă spun este că noi am scris, Ministerul Sănătății a scris firmei producătoare din Danemarca, care ne-a trimis astăzi răspunsul și care precizează faptul că aceste reacții post-vaccinale sunt, de fapt, dovada eficacității vaccinului și nu constituie o problemă. Există și riscul ca, într-o propondere foarte mică, într-o proporție foarte mică, un copil vaccinat să aibă o reacție mai puternică la acest vaccin, fără să face boala efectiv. Considerați, domnule consilier, că autoritățile ar trebui să ia măsuri în legătură cu importarea acestui vaccin, date fiind reacțiile adverse despre care auzim? Deocamdată autoritățile analizează care este importanța efectelor adverse, care este incidența acestora, dacă comparativ cu situația anterioară, când utilizam vaccin românesc, s-a întâmplat ceva deosebit, am luat legătura cu firma producătoare, analizăm situația și vedem în ce măsură se justifică să renunțăm sau să nu mai vaccinăm copiii sau, din potrivă, să continuăm. Nu avem date suficiente care să confirme că ar fi o situație dramatică din acest punct de vedere. Înainte, acest vaccin BCG era produs la Institutul Cantacuzino. Domnule consilier, este posibil ca producția la institut să fie reluată pe linia de fabricare a acestui ser? Deci sunt investiții făcute în sensul ca acest institut să poată să obțină GMP-ul, deci autorizarea de bună practică în producție, și sigur că într-un timp relativ scurt, cu toate măsurile care s-au luat, ar trebui ca în anul viitor să putem să folosim vaccinul românesc.